O gură de respiro după atâția ani de Cluj. Numele meu este Bel Alexandru, am 27 de ani, sunt din Turda și am început să gătesc de când eram mic. În urma terminării studiilor în domeniul nutriției, am decis că aș putea să îmbin utilul cu plăcutul și să fac mâncare sănătoasă și gustoasă. Ai spus că ești din Turda, cum de ajuns să gătești la Sibiu? A fost o conjunctură personală prin care m-am mutat aici pentru o perioadă de timp. Pot să zic că o gură de respiro după atâția ani de Cluj. Spune-mi ce vom găti astăzi. Astăzi vom găti două dintre cele mai reprezentative preparate pentru restaurantul nostru, și anume niște paste cremoase cu ragu de oaie și o tocană de iepure cu mămăliguță și fructe confiate. Cu ce începem? Începem cu pastele cu ragu de oaie, care e o rețetă clasică italiană, reinterpretată de către noi ca să fie specifică zonei. Sosul ăsta este compus din ceapă, țelină, morcovi, pastă de tomate, foi de dafin și îl servim cu o telemea maturată de oaie din mărginime. Totul a început de când eram mic, după ce am fost participant unei tabere gastronomice. Și m-am simțit cumva foarte atras de partea asta, de mi se pare foarte interesant că practic nu ai limite în creație, poți să te joci cum vrei tu și să transformi ingredientele în niște preparate senzaționale. Că veni vorba de viitor, dar ce aspirații? Aspirațiile mele de viitor sunt să servesc mâncare de calitate superioară, care să fie gustoasă, sănătoasă și să fie pe placul tuturor. Ai un secret al tău pe care poți să-l împărtășești cu noi? Păi secretul ar fi că trebuie să pui suflet în ceea ce faci, să lucrezi cu drag și să înțelegi care e esența elementelor cu care lucrezi, astfel încât să poți crea niște preparate care să aducă fericirea pe zâmbetul clienților. Bucătăria tradițională sibiană e o bucătărie frumoasă, printr-o continuă schimbare spre bine, deoarece tehnicile se îmbunătățesc, apar bucătari noi, tineri care ajung să practice această meserie, deși nu putem să spunem că este foarte dorită de către toată lumea, pentru că nu este ușor și durează foarte mult până ajungi să te descurci cum ar veni. Dar eu văd toată partea asta gastronomică că merge într-o direcție bună și încurajez cât mai mulți tineri să se apuce de gătit. Al doilea preparat de astăzi o să fie o tocană de iepure cu mămăliguță și fructe gutui caramelizate. Acesta este de asemenea un preparat, unul dintre cele mai reprezentative preparate pentru restaurantul nostru. Aici avem o bază de tocană pe care o pregătim dinainte, cu ceapă, condimente, iepure și ciuperci de pădure. Cum poți descrie mămăliga perfectă? Mămăliga perfectă? Eu spun că trebuie să fie gustoasă, trebuie să conțină puțină grăsime, deoarece aceasta îi dă gustul, să aibă o textură, să nu fie nici prea tare, nici prea moale. Practic, mămăliga perfectă trebuie să fie prinsă de tel în momentul în care o faci. Garantează cumva că ai gătit-o perfect, oricum mai poți să te joci cu ea, adică dacă vezi că e prea tare, poți să-i mai adaugi niște apă, noi folosim stoc aici ca să o facem, asta conferă un plus de gust și puțină smântână de gătit la final pentru a fi mai cremoasă și mai gustoasă. Ce alte pasiuni ai pe lângă gătit? Îmi place să meșteresc mașina și să pescuiesc, pot să zic că astea ar fi alte pasiuni ale mele. În bucătărie are rolul lui și degeaba ești tu ca un bucătar foarte bun dacă nu ai echipă, pentru că nu poți să faci nimic singur. Munca în bucătărie este una foarte solicitantă și trebuie să ai colegi cu care să te înțelegi și să faci lucrurile să meargă bine. Pentru că oricât de bun ai fi tu, dacă n-ai niște colegi care să fie oameni frumoși, nu poți să ajungi să servești mâncare de calitate superioară și să mulțumești pe toată lumea.